Informație de ultimă oră, un accident teribil s-a produs între două embarcațiuni pe canalul Sulina. O persoană și-a pierdut viața în urma impactului violent. Colega mea, Maria Romaniță, vine cu date și informații extrem de importante. Te ascultă, Maria. Bun găsit! Din primele datele ale anchetei, impactul între două embarcațiuni a avut loc în apropierea localității Partizan, pe brațul Sulina al Dunării. Un bărbat care ieșise cu șalupa la pescuit, un bărbat de 60 de ani, a intrat în coliziune cu o altă șalupă condusă de un bărbat de 35 de ani din Partizan cu alți două persoane în șalupă. În urma coliziunii, embarcațiunea cu trei persoane la bord s-a răsturnat, două au reușit să se salveze, a treia însă, din păcate, deși pescarul, cel care conducea prima embarcațiune, a sărit și a scos conducătorul primei embarcațiuni, l-a uscat, din păcate, deși au fost făcute manevre de resuscitare, nimeni nu l-a mai putut salva. Acum, polițiștii fac anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat și cine este de vină.